În ultima perioadă, după un bilanț al Inspectoratului Județean de Poliție, tot mai multe autovehicule sunt depistate în deplasare fără a fi înmatriculate. Acești șoferi care conduc mașinile nenmatriculate reprezintă un pericol pentru cei care conduc regulamentar, dar și pentru întreaga comunitate. Sunt situații când faptele pot fi atenuante, dar de cele mai multe ori sunt agravante. Astfel, dacă un șofer conduce un autovehicul neînmatriculat și provoacă un accident, dacă ar părăsi locul accidentului, polițiștilor le-ar fi foarte greu să-l găsească pe infractor. De cele mai multe ori, măsurile sunt indulgente pentru șoferii care uită să își înscrie mașina. Vă prezentăm ce poate păți un șofer dacă s-ar afla într-o situație asemănătoare. Circulația pe drumurile publice cu un autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat constituie infracțiune și se sancționează cu pedeapsa cu închisoarea de la 1 la 3 ani. De asemenea, pe perioada soluționării cauzei, permisul de conducere este reținut, eliberându-se o dovadă pentru 15 zile, care poate fi prelungită cu câte 30 de zile de către procuror. În 99% din cazuri, șoferii care comit astfel de infracțiuni sunt pedepsiți cu suspendarea permisului de conducere pe o perioadă de 90 de zile, puțin pentru un adevărat act de inconștiență. În perioada următoare vă vom prezenta ce pot păți șoferii care conduc un autovehicul cu numere de înmatriculare false.